Până pe data de 10 octombrie primim înscrieri pentru persoanele care doresc să participe la Sfântul Sfintei Parascheva la Iași, acolo unde primăria municipiului Roman, la fel ca în fiecare an, va pune la dispoziție cu titlu gratuit un transport pentru acești credincioși care doresc să meargă să se roage la Moaștele Sfintei Parascheva, astfel încât un număr cât mai mare de romașcani cu posibilități reduse să poată face această deplasare. Vă spuneam, până pe data de 10 octombrie, la orele 10, primim solicitări, atât prin prezența fizică a persoanelor doritoare la Primăria Municipiului Roman, la biroul de evenimente, la adresa de mail evenimente@primariaroman.ro, precum și la numărul de telefon 0233-208-621. Vreau să fac o precizare foarte importantă, că în ceea ce privește Primăria Municipiului Roman nu vor exista absolut niciun fel de costuri, transportatorii cu care vom discuta pentru efectuarea acestor transporturi fiind cei care și-au oferit serviciile și care doresc să transporte acești credincioși. Noi creăm premizele unui pentru romașcani, astfel încât aceștia sau cei cu posibilități reduse să se poată deplasa la hramul Sfintei Parascheva la Iași. Maria nu plătește nimic? Nu plătește absolut nimic, că e vorba aici de o relație. Sau sunt niște concesii? Nu, pur și simplu e o dorință a transportatorilor care doresc să facă acest lucru. La fel cum au făcut în fiecare an.